Bun găsit, dragilor! La un film, să spunem, mai aparte așa pe canalul Dragoș Gavrilă, la un film în care să vorbim despre cum apicultorii își pot suplimenta veniturile, mai ales că veniturile din apicultură cam scârție în ultimul timp. În această perioadă, pe YouTube, o să vedeți majoritatea filmelor cu astea sunt cu e, rame, băgăm rame, scoate rame, puiet, uh, miere, nectar, etc. etc. Dar după cum bine știți, eu luni seara am un video special, îl numesc Apicultura de luni, în care prezint ce a fost cu săptămâna înainte și cam ce consider că va urma. În video de luna care a trecut, am vorbit despre o investiție profitabilă, respectiv investiția în aur. Pentru că după ultimele tendințe ale pieții și ale întâmplărilor de pe harta lumii, să spunem așa, de pe harta geopolitică a lumii, prețul aurului a luat o binișor în sus și practic e un moment în care se poate câștiga foarte, foarte bine din uh, aur. Uh, din ce am văzut eu, cultura financiară a celor care privesc uh, canalul uh, este foarte, foarte slăbuță. Când am pomenit de aur, uh, 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 mulți se gândeau la bijuterii din aur. Nu. Aici vorbim de aur bancar, de aur de 24 de carate. Despre uh, asta vorbim în primul și primul rând, da? O să opresc aici filmul cu Marian, cum lucrează în stupi. Dacă vreți să-l vedeți, vă duceți la videoclipuri anterioare. Dar acum să vă arăt despre ce aur e vorba. Deci, se poate investi, vedeți, acesta este aur fizic, da? Vedeți, este un lingou de aur de 20 de grame, puritate 999,9%. Este un lingou în înseriat. Cam așa arată când îl ai. Vedeți că el are și o serie. Deci acesta este aurul care se tranzacționează. Deci se vinde și se cumpără, da? Și față, Deci avem trei posibilități să tranzacționăm aur. Asta este una, este aurul fizic. După aia mai putem cumpăra ETF-uri la companii care au un portofoliu aur sau putem cumpăra acțiuni la companii care exploatează aur. Dar cea mai sigură formă este aceasta cu lingourile de aur. Cu aur fizic se numește, da? Deci, când vorbim de tranzacționare aur, nu vorbim de bijuterii, da? Ai cu totul altceva bijuteria. Din aur. În primul rând, că o bijuterie care din aur niciodată nu va, nu va avea puritatea 999,9. Să vedeți ce interesant uh, e faza. de deci ce vreau să fac acest video? Că vreau să rămână și la finalul anului, pe 31 decembrie, să dau în urmă să vedem care a fost faza. Să vedem dacă aurul chiar va urma un raliu fantastic. Sau mai puteți cumpăra aur, vedeți, sub forma de monede de aur, da? Aici aveți uh, um, ducatul uh, austriac. De, deci astea sunt mone, monede, monede din 1900 15, da? Această monedă este moneda Imperiului Austro-Ungar. Chiar dacă Imperiul Austro-Ungar a, a, dispărut de pe harta lumii, monedele au rămas și au valoare în continuare, dar, spre exemplu, această monedă are o puritate de 986 față de 9999 cât are lingoul de aur. Acestea sunt niște lingouri de aur elvețiene, de la casa Wakambi, Swiss. Da, și întotdeauna când tranzacționezi, e foarte important acest ambalaj să fie sigilat sau să fie înseriat și aveți certificatul aici, da? Certificatul de autenticitate al goldeanului, da? Foarte, foarte important aceste aspecte. Dar acum să revenim la cotația aurului, ca să înțelegeți despre ce e vorba. Uitați, aici vă prezint un grafic Uh, am luat așa, am luat perioada de înainte de în pandemie în, uh, spre exemplu pe 1 an uh, pe pe cât s-a deschis pe nu mai mult vreau să mă duc, deci la începutul lui în ianuarie 19, hai să o luăm așa pe noua, pă, spre exemplu pe, deci, uh, pe 9 ianuarie 2019 deci înainte de declasarea pandemiei Gramul de aur era cotat la 168 de lei. Ei, 168. Astăzi, 16 aprilie 2024, când filmez, aurul este cotat la 356 de lei. Practic, mai mult decât dublu. Deci, în 5 ani creșterea este cu mai mult de 100% da? Și vorbim aici de investiții, sigur, în acțiuni există un risc crescut, pe când investiția în aur este o investiție sigură, pentru că aurul este aur și peste 5 ani, și peste 10 ani, și peste 100 de ani, și peste 1000 de ani, aurul e aur. Da, vedeți aici, deci aurul în general are o... Deci am arătat graficul pe ultimii 5 ani, are un traseu întotdeauna Ascendent, hai să vedem de curiozitate că o să vă arăt o fază ce se întâmplă din cauza războaielor din ultimul timp. Multe bănci naționale își măresc rezervele de aur. Practic, pe piața aurului este o cerere mare de aur. Da? Asta este treaba anul trecut, deci în 22 și în 23 băncile centrale au cumpărat în fiecare an câte, câte o de tone de aur. Uitați aici, spre exemplu, deci când s-a deschis deci astăzi este aur, fiți atenți, 356 82 și să vedem în prima zi cât a crescut anul ăsta. Iar pe 3 ianuarie aur era 300 de lei. Împărțit la 300. 6 egal. Deci, de la, dacă pe 1 ianuarie luam aurul, am avut, avem până astăzi o creștere de 18,6%. Deci dacă luam aur de 100.000 de euro pe 3 ianuarie, astăzi vindeam tot aurul înapoi și ne rămânea în buzunar 17.000 de euro. Da? De, bine, luați în orice monedă. Șapte, da, luăm în euro, dar ne rămâneau 17.000 de euro în buzunar. Deci uitați-vă ce ușor se pot face banii, da? Dar v-am spus pe care, pe care este considerentul. Pentru că e și războiul din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina, SUA și arată slăbiciunea, da? SUA, SUA și arată slăbiciunea și multe bănci naționale, multe bănci centrale mută, mută. Deci, lichidează depozite în dolar SUA și cumpără aur. Pentru că America, în momentul în care nu și-a mai, mai bătut cu piciorul în prag pe planeta Pământ, și lumea ce zice, băi, american, la american începe să le scadă uh, puterea. Haideți acum să vedem predicțiile pentru 24. Și asta vreau să vedem pe 31 decembrie cine a avut dreptate. Prima predicție este predicția băncii mondiale, care spune așa Banca Mondială. La prognozare, centru un preț mediu al aurului, în 2024, de 1950 dolari pe uncie. Vreau să vă spun că prețul astăzi al unciei de aur este 2370 cam așa ceva. Fiți atenți ca să vedeți ce neserioasă e serioasă citarea asta. Deci, prețul mediu pe 24, 1950, în scădere, în scădere de la 1900. Pe cum, de la 1900 scazi la 1950? Deci Banca Mondială încă o dată se face de rahat și demonstrează că este o instituție de tot rahatul. Dar hai să citim mai departe. Această previziune a prognozat privind evoluția prețului aur în 24 se bazează pe ipotezele conform cărora conflictul din Orientul Mijlociu va duce la o creștere a incertitudinii la nivel mondial. Pe tot mai trebuia să spui că va crește mai mult prețul. Bun, trecem la, banca, la FMI fmi spune așa, a previzionat un preț mediu al aurului, fiți ăștia, ăștia, mai, de 1775 dolari pe un în 24, o ușoară scădere față de 1800 în 23, deși aurul deja a trecut de 2300. Când vorbim acum pe 16 aprilie. Goldman Sachs, ei, ăștia, Goldman Sachs încep să devină o leacă mai cu picioarele pe pământ, spune așa, are o perspectivă pozitivă pentru metalul galben, prognozează un preț mediu de 2133 pe uncii. Analiștii societății consideră că aurul se va transforma mai sus față de consensul pieții pe termen scurt. Deci hai că ăștia deja Goldman Sachs încep să devină cu picioarele pe pământ. Trecem acum la JP Morgan. Aurul va atinge un preț mediu de 2.012 dolari pe uncie până la jumătatea lui 24 și de 2.175 dolari pe uncie până în al patrulea trimestru al anului. Dar aceste, aceste praguri au fost deja depășite. Da? Că știți ce se întâmplă? Totul e legat de dobânda Fed. Deci Fed-ul încă nu umblă la dobândă. Lăsăm băncile, dar haideți să vă citesc acum ceva foarte interesant, deci care a rămas până acum, nu o să vă pară rău. Uitați ce am găsit aici, long Forecast, predicție preț aur 24 beși. Fiți atenți aici, Previziune privind prețul aurului până la sfârșitul T2-24, deci trimestrul 2 înseamnă 30 iunie, indică un maxim, fiți atenți, un maxim de 2674 dolari, fiți atenți, Site-ul bazat pe inteligență artificială. Deci, uitați-vă ce precisă inteligența artificială ca să pic exact pe grafic. Estimează că aurul se va tranzacționa în jurul valorii de 3.000 de dolari. 3.000 de dolari pe parcursul anului 2024 și va încheia anul 24 la 2.946 de dolari. Acesta este unul din cele mai optimiste previziuni. Deci, gândiți-vă că deci plecam, am plecat de la, hai să zicem la 1 ianuarie de la 2000. Și uitați-vă unde ajungem în continuare. Deci, foarte, foarte interesant ce spune inteligența artificială. Și mai avem așa, wallet investor predicție preț aur 24, neutră. Se estimează că prețul aurului se va tranzacționa ușor peste nivelul de 2300 de, aur, de dolari. UNGIA. Agenția de prognoză nu se așteaptă ca aurul să atingă noi maxime în cursul anului 24, ci să se, fiți atenți, să se consolideze între 2300 și 2400. Deci, practic, am luat un CIA pe 3 ianuarie cu 2000, în momentul în care 2400 o vindem și avem un profit de e, 20%. Dar dacă ne luăm după inteligența artificială, dacă o am luat cu 2000, putem să vinde cu 3000, de să avem în anul 24 un profit de 50%. Deci bagi 100 de mii de euro și scoți 150 de mii de euro. Deci vreau filmul ăsta să rămână un film uh, uh, document. La fel arată pe următoare 5 ani prețul aurului va, va fi în creștere pentru că datorită instabilității geopolitice dice ce mai multe organizații se retrag în aur plus că este aversiunea față de risc din ce în ce oamenii vor risca pe acțiuni și vor trece pe aur, da? Dacă v-a plăcut acest video, vă rog un like. Aștept comentariile voastre, că dacă avem comentarii pozitive, o să mai revin cu astfel de clipuri în care să vorbim despre o minimă educație financiară. Eu oricum m-am băgat pe piața de aur și sigur nu o să pierd. Uitați cu acest grafic, vă las să analizați intrați pe CAPEX și citiți mai pe larg. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez numai bine, sănătate și fericire!